în pragul așteptării. Dintre câte aflu scrise, nu m-au pus așa nimire, ca și acel cuvânt, Iisuse, cum va fi la ta venire. Și ca mine în multe locuri, dornicii acestei teme, câți în 20 de viacuri adorau această vreme. Și din vremuri de-ar fi scoase toate filele Scripturii, n-au fost clipe ca acestea, ca și în pragul așteptării. Toate clipele din cronici, cu minuni și avertismente, scritorii cei mai dornici n-au înscris așa momente. Toate fac apel la minte, că se par a fi avize și sunt foarte interesante, că-s cu noi și noi surprize. Timpul astăzi să-l măsoare, nu s-a născut încă geniu. Azi o zi poate e mai mare ca un viac sau un mileniu. Poate zeci de generații, dintre câte fost au scrise, n-a pus omul meditații, cum e mintea astăzi pusă. Numai oameni, numai scene, personaje de tot felul se perindă pe sub gene. Toate slegi, toate sunt semne, toate staine din Scriptură. Cine te-a crezut, o, Doamne, că le vom vedea în natură? Cine a crezut că-s păstrate omenirii ca semnale pentru noi, ca să ne arate clipa revenirii tale? Și cu toate aceste grații și favoruri ce mi-s date, vezi acestei generații un răspuns pasiv la toate. De le-ai fi pus întrebarea când vorbeai de-a ta venire, când credința cea mai mare fi va oare în omenire, ți-ar fi răspuns nu un nume, ci chiar mii de-aveai în cale. Când vor fi văzut în lume semnele venirii tale, când apare la natură și sub ochile vor fi puse tot ce stă scris în Scriptură și ce tu le spui, Iisuse. Și așa orice ființă ți-ar fi dat răspuns în urmă, că apogeul de credință va fi în zilele din urmă. De le-ai fi pus întrebarea, acesta era răspunsul. Dar n-ai făcut încercarea, căci le cunoșteai ascunsul. Ei pe noi ne credeau genii, stâlpi mai tari ca în temelie, mai ales că prin vedenii vedeau ploaia cea târzie. Nu știu, n-au luat-o în glume când le-ai pus o întrebare. Când veni voi iar în lume, voi găsi credință oare? Ei, pe treapta cea mai înaltă s-așteptau ca să ajunge. Cum puteau ei crede oare că într-un har bogat ne stinge? Ei sperau că era noastră va fi era de silință. Cum puteau ei crede asta că nu va găsi credință? Într-o era așa bogată cu semnale de trezire, era binecuvântată pentru planul de răpire, era harului, cum scrie, era marilor excepții, era ploii cea târzie, era liberei concepții. Pe noi ne purtau în dorul toți prorocii, văzătorii, era plină de favor pentru care ai păstrat norul. Noi eram urați de bine, salutați de generații. Genii vruțau să se închine, să primească aceste grații. Cum să aibă așa concepții ucenicii să-și asume că într-o eră cu excepții va scădea credința în lume? Și cu cât vedea vor semne cei din planul de răpire, ei, în loc ca să se îndemne, vor cădea în împietrire. Ei credeau că văzând ceasul grăbind către miezul nopții, auzind mirelui glasul, se vor deștepta înțelepții. Fără să știe că azi somnul de lăsarea rugăciunii nici n-a spus despre ea Domnul cât i-a cufundat pe unii, dacă a spus de o ațipire pilda cu 10 fecioare, astăzi parcă nu ne miră. Unii dorm stând în picioare și nu scripe și nu-s ceasuri de când dorm și nu le pasă.
pot să aud în mine glasuri, dorm ca viermii de mătasă. Nu se uită pe sub ploape caliscandelele goale, dorm de ani de zile aproape și nu încearcă să se scoale. Nici strigare, nici chemare și nici doruri de uleiuri, pentru ei sunt basme goale, toate-s astăzi obiceiuri. Și în somnul lor păcatul îi îmbată cu așa vise, cum că ar fi greșit în totul, de-ar mai crede cum sunt scrise. Căci cuvântul adevărul nu în literi se înțelege, pentru noi e astăzi harul, nu suntem sub vechea lege. Sub pretextul înțelepciunii schimbă a credinței forme și ai ajuns să-i vezi pe unii traducând credința în forme. Și așa creștinătatea zi de zi taie din cruce, reducând din greutate mai ușor s-o poată duce. Astăzi nu-i mai obiceiul să alergi la stăruință, noi primitam și uleiul când primitam și credință. Și acel ce an de-a rândul stăruia în plâns și în posturi, a ajuns să-l poarte gândul că sunt toate fără rosturi. El era ca o antenă, stâlp de înaltă tensiune, astăzi fără nicio jenă neagă ori și ce minune. Ieri sălta zburat de harul dintr-o stăruință vie, astăzi neagă până și carul ce l-a înălțat pe Ilie. Ieri, prin el, dezlega Domnul tainele din adâncime, astăzi neagă până și semnul ce-a primit la cinzecime. Ieri un purtător de arme, ieri cu darul înțelepciunii, azi să ajungă ca să sfarme chiar și altarul rugăciunii. Ieri, ceasuri din plină noapte l-auzeai strigând la Domnul, astăzi trei cuvinte șoaptă și în genunchi îl prinde somnul. Ieri, în casa lui străinul găsea pat și găsea hrană, astăzi oaspeții creștinii în prajul la temple îi lasă. Ah, acesta e creștinismul, ca Israel de exemplu, azi vițelui formalismul care-i introdus în templu. Pentru el și-au dat talanții și aurul cinzecimii, și-au turnat la zei a sfinții tot la fel ca fiii lumii. Lângă ei joacă și cântă până când îi prinde somnul. Habar n-au că sus pe munte cei smeriți ajung la Domnul. Nu-i poți despărți de dragul zeilor ce li se închină. Habar n-au că ardă rugul și că Domnul stă să vină. Ah, creștine, ah, creștine, tu chemat la mântuire, ah, nu ți-e milă de tine că-ți pierzi dreptul la răpire. Aici vrei să cauți tu traiul și viața viitoare? Merită să lași tu raiul pentru pofta lumii, oare? Tu, cu mântuirea în mână, nu vezi că te joci cu focul? Oare câți n-au vrut să vină să-ți ocupe, frate, locul? Oare câți în largul firii și pe cursul multor ere? Dar favorul mântuirii pe tine te avea în vedere. Iar acei ce în zarul sorții au fost puși ca să-l primească, n-a putut nici gheara morții înapoi să-l răpească. Au lăsat să-i taie în două, au dat corpul din iubire, dar cu mâinile amândouă au ținut de mântuire. Au lăsat copiii în brațe, au lăsat totul din lume, n-au mai vrut să știe viață numai de-a lui Iisus nume. Chipul lui în cuceriră, fermecați de-a lui iubire, bucuroși li se jertfiră mult doritului lor mire. S-a ales din ei cenușă, înroșit au cu ei ape, dar au stat în praf la ușă când veniva să nu-l scape. Au vegheat, ținând candela tot aprinsă, cât trăiră, cât știau cine era acela pentru care se jertfiră, cât știau că cel când vine le va răsplăti iubirea și răsplata lui de mâine nu o poate.
fie azi în viață să privească a noastră stare și să ne privească în față cum stăm noi în așteptare. Noi care auzim semnale, noi care auzim și glasul, noi care zâlim pe calmii de semne la tot pasul, noi în pragul de răpire, noi în loc să întindem pașii, să ne vadă la țintire martirii și înaintașii, să ne vadă că mizerul pentru acest alut din fire, pentru voi, ce două zile îl arunci în cimitire, pentru un an sau pentru 10, fii 100, fii 1000, să dai raiul, să dai vecii, să dai praf pe o veșnicie, să dai tot că-ți place somnul, să lași ochii să-ți ațipe, să nu-l întâlnești pe Domnul când mai sunt câteva clipe, să stai cu mâinile în șolduri sau să mai închizi vreo ploapă, când e cazul să dai boltul chiar și morților din groapă. Poți să stai în păstare când vezi harul că se curmă. Deșteptare, deșteptare, generație din urmă. Scoală-te din amorțeală, schimbă-ți astăzi obiceiul și în cea mai mare iuțeală ia-ți candela și uleiul. Ia cu tine în braț de mamă, ia-ți copiii, ia-l pe tata, ia-l și bagă bine seama că e timpul să fii gata. Toate hainele străine, toate chipurile lumii, să nu se vadă pe tine numai haina cinzecimii, numai candela aprinsă, numai sculele de nuntă, numai haina de mireasă pentru sărbătoarea sfântă. Chiamă-ți frații, chiamă-ți rude, chiamă-ți prietenii, dușmanii, chiamă-i și pe cei ce râde căci vor plânge ei sărmanii. Spune-le de mântuire căci va ai mâine ce-i va doare. Dimineața de răpire, de ce nu ne vorbești oare? De ce nu ne arăți semne când uneori tăia văzduul? Însă alții în suspine vor fi gata să-și dea drumul. Împlinise-vă atunci ce a zis Domnul în Scriptură, s-o vezi pe Laodiceea cum o va vărsa din gură. Să vezi partea fericită care n-a trântit-o somnul, Filadelfia iubită cum intră-n țoar la Domnul. Ah, Părinte, Tu-i inspiră azi pe toți ascultătorii, ca în momentele răpirii să-i vedem sfredelind norii, să-i vedem pe toți acasă și să ne întâlnim la nuntă, unde-i spus că dai o masă pentru nația cea sfântă. Ah, Părinte, Tu știi dorul care nu-l mai putem stinge. Adu clipa, adu norul când din lume ne vei strânge. Adu-l și le du acasă, căci e dor de tine, Tată. Și de mult de când Iisuse suspiră în așteptare, adu-l, fă-ne bucuria, du-ne în patria dorită unde avem cetățenia, unde-i nunta pregătită. O, Iisuse, fă ca ceasul și momentul arătării, fă-ne să-ți auzim glasul azi, în ziua așteptării.